Serios, dragilor, mă bucur să ne întâlnim și bine ați venit celor noi. Astăzi vă invit la o drumeție și la o aventură într-un loc deosebit de la noi din țară. Vă invit la o incursiune prin cheile rămețului și nu doar atât, ci și prin cheile pravului. Pentru cei care nu mă cunoaște, sunt Mihai, îmi place să călătoresc și să împărtășesc cu voi din experiența și din călătoriile mele. Ne sunăm prietenii și cădem de acord că fiind o zi foarte frumoasă, să mergem să vizităm cheile rămețului. Ca să ajungi să vizitezi cheile rămețului, trebuie să ajungi cumva la mănăstirea Rămeți. Deci ajungi până în Teiuș, faci stânga din localitate și mergi pe toată valea aia până se termină valea. Mănăstirea Rămeți, super cunoscută mănăstirea de la Rămeți și frumoasă. Parcurgi tot drumul ăla până în capătul băii. Se termină asfaltul, mai este un pic de drum forestier și se gata drumul cu un loc foarte larg acolo pe post de parcare. Lăsăm mașinile și intrăm frumos în cheile Rămețului. Intrarea este foarte faină, așa lină, cumva te încălzești pentru ce urmează să faci pe traseul din cheile Rămețului. Încetul cu încetul se descoperă cumva frumusețea din cheile Rămețului și aventura începe odată cu intrarea cât mai adâncă în chei. Ca să parcurgi cheile, ai cumva două variante oficiale și una mai neoficială. Varianta oficială este că mergi pe firul apei și acolo este amenajat cumva cu lanțuri, cu scoabe, urci, cobori, destul de fain și un pic aventuros. Ne-am avut noroc că apa a avut nivelul scăzut, a fost un moment fără multe ploi. Din acest motiv, eu am ales să-mi iau niște papuci de apă și o parte din noi și am mers pe firul apei o bună bucată de chei, am mers pe firul apei prin apă. Cheile Rămețului nu este chiar pentru toată lumea, pentru că poți să faci o bucată fără nicio problemă și te bucuri de multe peisaje de acolo din chei, dar la un moment dat cumva cablul urcă pe stâncă și deja acolo se complică un pic lucrurile. Nu este imposibil, nu este greu, dar nu este pentru toată lumea. La un moment dat acolo deja s-au împărțit grupurile, o parte se întorceau, cei cu copii mai mici care n-aveau cum să treacă peste lanțuri și ceilalți am continuat. Dacă nu reușești, ia-ți niște chiloți sau niște haine de schimb pentru că poți să treci și prin apă. Ajunge undeva până la fund. Acum depinde și de înălțimea fiecăruia. La unii la buric și la unii cumva sub fund.
e relativă, dar trebuie să-ți iei niște haine de schimb dacă cumva nu reușești peste pietre să treci prin apă. Am trecut toate porțiunile de cablu. Eu personal am mers cu șlapii. Apa este foarte rece. Nu prea mai simt picioarele. Într-un singur loc nu am putut să trec cu șlapii și am urcat și eu pe cablu. Mai este o variantă ca să abordezi cheile, poți să o faci la întoarcere pe deasupra. Deci urci cumva stânca aia de la chei și vii pe deasupra și cobori înapoi în chei la ieșire. Prin chei avem cruce și pe sus avem triunghiul. Da. Nu este la îndemâna oricui pentru că se urcă foarte mult la prima parte și sus sunt porțiuni înguste cu lanțuri care necesită foarte multă atenție. Noi după ce am terminat de parcurs cheile Rămețului am ieșit așa la un loc foarte frumos acolo, care era satul Cheia. Chile Rămețului și norocul nostru că aici la ieșire din chei ieșim în satul Cheia și toate indicatoarele duc spre cele două chei care mai sunt aici. Glumesc, era un pescar care știe cheile și ne-a ajutat să găsim celelalte cheile pravului, unde este și cascadă. Încercăm să le găsim și noi. Sunt așa de spectaculoase ca și cheile Rămețului departe, dar dacă mai ai chef de un pic de mișcare și un pic de drumeție pe firul apei și prin inima pădurii, naturii, poți să mergi să faci o bucată din cheile pravului. În total nouă ne-a luat cam 3 ore doar dus. Dragii mei, cam asta a fost experiența noastră din cheile Rămețului. Lăsați și mie un comentariu și spuneți-mi dacă v-a făcut cu ochiul și dacă vă tentează să ajungeți și voi în cheile Rămețului sau rămâneți doar cu privitul acest videoclip. Dacă v-a plăcut, dați-mi și mie un like și nu uitați să vă abonați că să urmeze și alte postări, atât din țară cât și din străinătate. Zile minunate și Doamne ajută-vă! Ceau! Pa!